vreau să vă anunț că am demarat procedura pentru preluarea de la Ministerul de Finanțe la Ministerul de Interne, la administrarea Prefecturii Brăila, a clădirii din Piața Traian, dacă mai țineți minte, fosta clădire a Finanțelor Publice, de pe, din centru, cu strada Brașovei. Vrem să o luăm la Prefectură și de asemenea să depunem un proiect care de principiu este finanțabil, am discutat cu cei de la CNI, pentru reabilitarea acelei clădiri. Care mi se pare o clădire monument, este o clădire istorică și o clădire pe care e păcat să nu o avem în vedere, astăzi stând în administrarea finanțelor, care nu au nevoie de ea, este clar, este evident, stă din păcate în paragină. A fost ieri acolo, e foarte frumoasă, dar arată groaznic, am și niște fotografii făcute ieri. Și dar vreau ce destinație urma să aibă preluat? După cum știți, Palatul Administrativ va intra în reabilitare și din câte am înțeles eu, e vorba de 90 ceva de luni durată. Spațiile administrative nu sunt deloc suficiente în Brăila și va trebui toți cei din această clădire să se mute, să-și caute diverse locuri, unii poate cu chirie, habar nu. Asta nu e un proces care să fie de scurtă durată și atunci e bine întotdeauna să ții niște măsuri. Cred că instituția prefectului poate funcționa într-o clădire monument a Brăilei și vă mai spun ceva. Adică intenționat să mutați. La 30 de ani de la Revoluție, poate chiar potrivit ca biroul prefectului să nu mai fie în biroul fostului sediu, fostului președinte al, cum se chema? Prim secretarului PCR. N-am prins prea mult perioada aceea, eram prea tânăr.